Stimați prieteni și frați creștini, este o bucurie pentru mine să vă salut. Vă salut în numele Domnului și în numele comunității Bisericii Betania. Sunt bucuros să am privilegiul acesta să mă pot adresa dumneavoastră din nou, din partea lui Dumnezeu, din cuvântul lui Dumnezeu. Una dintre trăsăturile fundamentale ale tuturor oamenilor este sentimentul religios. Indiferent de gradul de civilizație, de cultură, toți oamenii de pe fața pământului din toate timpurile au avut această înclinație spre religie. De fapt, Înspre Dumnezeu. Astăzi vreau să împărtășesc cu dumneavoastră un cuvânt din Scripturi, din carte, care uh, sper să fie folositor pentru sufletul nostru. În Evanghelia după Luca, în capitolul 5, între versetele 17 și 26, uh, doctorul Luca ne relatează o întâmplare din viața Mântuitorului Isus Hristos petrecută în anturajul ucenicilor și a unei foarte mari mulțimi de oameni care erau împreună cu el, într-o casă, dintr-o localitate. Scopul meu cu această predică este să prezint contrastele vieții. Contraste nu doar în timpul nostru, ci contraste chiar în prezența Mântuitorului Iisus Hristos. Scopul acestei predici este prezentând contrastele, să pună în evidență faptul că nu toți oamenii care aud Evanghelia vor crede, nu toți oamenii care iau medicamente se vor vindeca, nu toți oamenii care sunt învățați vor pricepe, nu toți oamenii care sunt corijați se vor îndrepta. Omul este o ființă care are din partea lui Dumnezeu libertatea să facă ce vrea, dar odată cu libertatea, la pachet, dacă îmi permiteți expresia, vine și responsabilitatea finală să dea socoteală de modul în care și-a manifestat această libertate. Uh, Întâmplarea aceasta din care uh, am luat această predică este numită în scriptură Vindecarea Slăbănogului. Este vorba despre o persoană paralizată total dintr-o anumită localitate. În localitatea aceea, la un moment dat, Mântuitorul Iisus Hristos, însoțit de ucenicii săi, uh, intră ca să predice Evanghelia și să vindece bolnavii. Merge într-o casă, iar casa și curtea, drumul pur și simplu, este uh, aglomerat de oameni. Sute și sute de oameni se înghesuie acolo fiecare cu motivația lui. Unii din curiozitate, alții pentru împlinirea anumitor nevoi care erau legate de persoana Mântuitorului Iisus Hristos, căruia îi se vestea că face minuni. Patru persoane din localitate pun paralizatul acesta pe o pătură și alături de mulți alți îl duc în casa în care este Isus cu scopul ca el să fie vindecat. Aceasta este în mare uh, întâmplarea, acestea sunt datele problemei. Aș vrea privind la întâmplarea aceasta să desprindem ca și aplicație practică câteva lucruri foarte necesare pentru noi. Uh, înțelegerea acestei întâmplări ne va lărgi orizontul înțelegerii Evangheliei lui Dumnezeu al scopului Mântuitorului Iisus Hristos după întrupare venit pe pământ și de asemenea scopul vieții noastre în perioada aceasta numită viață. Uh, Primul contrast pe care vreau să-l prezint este interesul și dezinteresul. Interesul unui grup de oameni și interesul altui grup de oameni, în același moment, în aceeași circunstanță, în același loc. Uh, un grup de oameni au cunoscut situația disperată a acestui paralizat, s-au dus la el acasă, l-au pus pe o pătură și l-au adus în prezența lui Isus ca să fie vindecat. Iată dar interesul unor oameni simpli. Este ciudat faptul că la această întâlnire erau și liderii orașului, ai satului și ai celorlalte orașe, farisei, cărturarii, liderii religioși. Mă miră faptul că nu lor le-a trecut prin minte să-l aducă pe omul acesta bolnav și fără nicio speranță de vindecare și le-a trecut prin minte la niște anonimi, la niște oameni care probabil aveau alte profesii, mă gândesc că poate erau agricultori sau pescari sau comercianți și nu preoților, nu liderilor de la sinagogă le-a trecut prin minte să-l aducă pe nenorocitul acesta în prezența lui Iisus să fie vindecat, era de competența lor. Asta vorbeau ei toată ziua, milă, iertare, caritate, dragoste față de oameni, față de aproapele. Și totuși ei au mers acolo, Scriptura ne spune cu alte intenții, dar un grup de oameni anonimi din localitate au această inițiativă ca să-l ducă în prezența lui Isus cu perspectiva vindecării pe omul acesta bolnav. Iată, dar interesul acestor oameni simpli. De asemenea, Scriptura ne vorbește despre interesul pe care l-a avut Isus. Biblia ne spune că el învăța. El a venit să învețe pe oameni, să-i expună la cultură. La uh, alfabetizare spirituală, teologică, să învețe legile lui Dumnezeu, să învețe să trăiască pe pământ pentru ca să moștenească împărăția lui Dumnezeu. El analizează, el vindecă, în timp ce farisei și cărturarii, Biblia spune pur și simplu sec, stăteau. Apoi, uh, un grup de oameni îl aduc pe uh, omul acesta bolnav în prezența lui Isus, în loc să-l aducă cei care ar fi avut competența să facă lucrul acesta. Iisus de asemenea ne spune Scriptura că în timp ce învăța se desface acoperișul și prin acoperiș este coborât pe pătură omul bolnav. Cum se ajunsese la această situație extremă? Oamenii care l-au adus pe cel bolnav au intenționat să intre în casă, numai că intrarea fiind absolut blocată de o mulțime mare de oameni, ei nu s-au dat bătuți, nu s-au întors, nu au renunțat și au ocolit casa, prin partea din spate a casei au desfăcut un pic acoperișul, au creat un orificiu suficient de mare de, ca să-l poată cobori pe omul bolnav pe pătură. Și în timp ce Iisus Hristos învăța vorbea, imaginați-vă că se sparge, se desface acoperișul, este întrerupt din predicare și totuși el nu spune nimic. El a înțeles motivația celor oameni. El a avut interes pentru omul acela, nu numai pentru cei sănătoși care stăteau în picioare să-l asculte. Spunând aceste lucruri, am vrut să surprind faptul că în prezența lui sus, în contextul acela al vindecării omului paralizat, au fost o categorie de oameni care au avut interes, în primul rând pentru Evanghelia Domnului apoi pentru El, pentru Isus Hristos Mântuitorul, apoi pentru propriul lor suflet să fie mântuit. Au apoi avut interes pentru omul acesta amărât din localitatea lor, toți îl știau. Era un om care nu putea umbla, nu-și putea câștiga pâinea, să te întins mereu pe pământ, pe o rogojină. Interesul lor este remarcabil, pentru că interesul lor este spiritual, este moral și este un interes din iubire față de oamenii care o duc greu în localitatea lor. Pe de cealaltă parte, sunt oameni religioși, liderii sinagogii ai bisericii din vremea aceea, care pur și simplu nu și-au adus aminte de amărutul acesta și nu au făcut nimic pentru vindecarea lui. Acest contrast se rostogolește prin istorie până astăzi și astăzi sunt oameni care au interes pentru mântuirea sufletului lor, alții din anumite motive nu au interes pentru mântuirea sufletului lor. Au interes să strângă bani, au interes să, uh, pentru lucrurile materiale, pentru posesiunile vieții pământești. Însă nu se gândesc la veșnicie. Ei pur și simplu cred că odată cu moartea fizică se termină totul, aici e iadul, aici e raiul și omul nu trebuie să se gândească la eternitate. Stimați prieteni, permiteți-mi să vă întreb, dar dacă există iad și rai? Dacă există viață veșnică? Dacă există Dumnezeu și diavolul? Dacă cartea aceasta este adevărată? Dacă va trebui să mergi în iad și de acolo să nu te mai scoată nimeni, de ce? Pentru că în viața aceasta pur și simplu ai trăit în necredință, în neștiință, ai ignorat mesajul Bibliei, te-ai întors cu spatele la Dumnezeu, ai sperat că Dumnezeu nu există, ai sperat că necredința de care dai dovadă este îndreptățită, este justificată. Probabil ai avut o atitudine disprețuitoare sau ironică față de Biblie, față de Dumnezeu și față de oamenii care cred în Dumnezeu. Mesajul acestei predici, rostită de un om ca dumneata, de un muritor, îți ajunge astăzi la conștiință. N-ai vrea să meditezi mai mult la aceste cuvinte? N-ai vrea să-ți timp de reflexie, de meditație și să te gândești bine la valorile care scălăuzesc viața? Într-o zi vei pune mâinile pe piept. Nu știi sigur când, unde, la ce vârstă, dar sigur asta se va întâmpla. Dacă te-ai născut într-o zi, într-o alta, vei muri. Cât interes ai pentru mântuirea sufletului? Cât interes ai pentru această minunată carte pe care a trimis-o Dumnezeu oamenilor? Biblia. Stimați spectatori, dacă nu aveți o Biblie personală, vă rog să sunați la numărul de pe ecran, cu toată libertatea și veți primi în dar o Biblie. Să fie cartea dumneavoastră din partea lui Dumnezeu, care să vă spună cine și cum este Dumnezeu și cum ar trebui să fiți dumneavoastră, care să vă ajute să vă instruiți viața din punct de vedere spiritual, teologic. Dacă citim Biblia veți avea dificultăți să o înțelegeți, vă rog, accesați site-ul la care adresa este pe ecran. Acolo veți găsi resurse, predici, articole, studii biblice, explicații, pe lângă altele probabil la care aveți acces. În felul acesta veți fi ajutat să înțelegeți Biblia după ce o veți citi. Orizontul dumneavoastră spiritual, biblic, teologic se va deschide, pentru că în urma auzirii cuvântului vine credința, spune Pavel, bisericii din Roma. Revenind, în prezența lui Isus au fost două categorii de oameni și ele erau acolo prin contrast. Unii au avut interes pentru propriul suflet, pentru împărăția lui Dumnezeu și pentru facerea de bine. Alții n-au avut interes pentru propriul suflet, nici pentru împărăția lui Dumnezeu și nici pentru semenii lor. Noi oamenii vedem această diferență, dar Dumnezeu credeți că nu o vede, nu o va răsplăti într-o zi, nu va da fiecăruia ceea ce merită, spune Biblia, ce seamănă omul aceea va secera. Ce cultivi astăzi? Cât de mult interes ai pentru oamenii care ar putea fi ajutați de dumneata într-un fel. Ai putea să le zâmbești, să-i saluți, să le spui o vorbă de încurajare, să-i să le faci bine. Într-un moment de criză să te implici în viața lor, potrivit posibilităților și resurselor pe care le ai. Individualismul, egoismul, nepăsarea sunt factori care cuprind comportamentul oamenilor din generația noastră. Și lucrul acesta nu este plăcut lui Dumnezeu, și de fapt nu este plăcut nici nouă. Aș vrea să uh, continui spunându-vă despre un alt contrast pe care îl găsim în scriptură: credință și necredință. Când spun credință și necredință, mă refer la cele două categorii de oameni amintite mai devreme într-un alt contrast, interes și dezinteres. Uh, acele două categorii de oameni rămân și se pretează și la acest al doilea contrast, credință și necredință. Gândiți-vă, vă rog, la grupul celor patru care l-au adus pe o pătură pe omul bolnav. Era concetățeanul lor. Nu aveau nicio obligație față de el, dar ei au auzit că Isus Hristos face miracole, minuni, vindecări inexplicabile, și auzind că este în localitatea lor. Au mers și ei să vadă. Așa merg oamenii din curiozitate la lucruri ieșite din comun. Dar, din omenie, și-au adus aminte că în localitatea lor e o persoană care nu se poate mișca ca ei. Nu poate veni singur. De aceea au mers ei și l-au luat. Care a fost scopul lor? Să fie vindecat. Asta înseamnă că ei au crezut că Isus Hristos poate să vindece. Asta înseamnă că ei au crezut că Isus Hristos îl va vindeca pe omul acesta, altfel nu s-ar fi deranjat, nu l-ar fi expus pe omul acela să-l aducă pe pătură prin sutele sau poate miile de oameni prezenți acolo. Oamenii aceștia au crezut. Numai că această credință a lor s-a lovit de o barieră imposibil de dat de la o parte când au vrut să intre în curte și în casa unde era Isus, pur și simplu nu au putut. Oamenii care erau înghesuiți acolo nu au vrut să se dea la o parte, nu aveau ei interes pentru vindecarea unei persoane pe care o cunoșteau mai mult sau mai puțin. Uh, erau îndreptățiți cei patru să-i spună celui de pe pătură, dragul nostru prieten am vrut să-ți facem un bine, dar după cum vezi este imposibil să ajungem în prezența lui Sus. O să te ducem înapoi acasă fiindcă tu nu te poți întoarce singur. Te lăsăm aici, undeva lângă un gard, până când noi o să asistăm o oră, două la tot ce se întâmplă aici, să ne facem o idee și apoi o să te ducem înapoi acasă. Ar fi fost logic să se comporte așa? Evident. Dar ei nu au gândit logic, ei au gândit prin credință. Credința care i-a determinat să procedeze la aducerea acestui om bolnav în prezența lui Isus, în speranța că acesta îl va vindeca, aceeași credință i-a determinat să găsească o nouă soluție depășind criza, bariera, dificultatea cu care se confruntau. Oamenii aceștia nu au vrut să-l ducă înapoi acasă în starea în care l-au adus. Ei au crezut că este șansa lui, oportunitatea lui. Ei au crezut în Isus, în prezența sa miraculoasă. De aceea, au evitat mulțimea, au ocolit casa, au mers în partea din spate a casei. Și nu mai imaginați vă ce metodă riscantă, costisitoare au găsit pentru rezolvarea problemei. Pur și simplu au desfăcut într-un colț acoperișul și prin acoperiș au creat o gaură, un orificiu, o deschizătură suficient de mare ca să-l poată introduce, coborâ pe omul acela bolnav care era așezat pe pătură. Ce-o fizistă zis stăpânul casei? Nu s-au gândit ei că omul acela o să se supere? O să le reproșeze? O să-i dea în judecată? O să le ceară despăgubiri? O să-i cheme să-i să repare casa? Nu s-au gândit la toate aceste lucruri? Probabil că s-au gândit sau nu, însă credința lor în oportunitatea evenimentului să-l vindece pe omul acesta din satul lor dragostea lor pentru omul acela i-a determinat să treacă dincolo de orice consecințe ale atitudinii lor destul de îndrăznețe și să procedeze prin credință la ducerea acestui om cu orice risc în prezența lui Isus este remarcabilă credința acestor oameni este sunt remarcabile riscurile la care i-a expus credința lui Credința lor. Observați: în viață, oamenii au vise. Cele mai multe sunt prin credință, adică uh, ei speră că se va întâmpla așa cum ei și-au făcut planul în minte. Dar uneori, planul pe care îl avem în minte se confruntă cu bariere pe care nu le-am anticipat, nu le-am luat în calcul. Și cei mai mulți oameni atunci renunță, spun, oh, nu am știut că trebuie să fac și asta, nu am resurse, nu am posibilități, mă întorc, renunț. Oamenii aceștia nu au renunțat. Prin credință, ei au mers înainte. Este remarcabilă credința lor. De asemenea, este remarcabilă uh, dragostea Domnului care apreciază credința lor. Când ei îl coboară pe omul bolnav prin acoperiș, Domnul Isus Hristos se uită la omul acesta și face următoarea afirmație. Văzând credința lor, a spus, omule, păcatele sunt iertate. La credința lor, a vindecat și a rezolvat problema omului bolnav. Credința acestor oameni l-a impresionat pe Domnul Iisus Hristos, care și-a făcut partea manifestând puterea lui Dumnezeu, motiv pentru care de altfel venise în lumea noastră. Să ierte păcatele oamenilor, pentru că nimeni nu mai poate face așa ceva și să vindece bolile. Dacă un preot ar putea să ierte păcatele, nu ar mai fi fost nevoie de Fiul lui Dumnezeu să se întrupeze prin fecioară și să devină pentru 34 de ani aproximativ om pe pământ, iertând păcatele și murind în locul oamenilor, transferând asupra lui păcatele oamenilor și asupra oamenilor neprihănirea lui dobândită pe Golgota, pe crucea pe care a murit răstignit de pila din pont, instigat de preoții evrei. Stimați prieteni, mă uit astăzi la dumneavoastră și vreau să vă întreb, indiferent de starea socială, de poziția pe care o aveți, de nivelul intelectual, de vârstă, de experiențele vieții, de vise frânte sau împlinite, Permiteți-mi să vă pun o întrebare incomodă, care nu vreau să vă strice ziua, ci din potrivă, să vă provoace la a medita serios la valorile vieții și la destinul final al existenței dumneavoastră. Cât interes aveți pentru mântuirea sufletului? Asta nu are legătură cu lumea materială. Cât interes aveți pentru împărăția lui Dumnezeu, în care într-o zi veți ajunge? Cât interes aveți pentru oamenii amărâți pe care îi puteți ajuta, făcând un bine, un bine pe care și dumneavoastră l-așteptați de la Dumnezeu sau de la oameni în alte împrejurările vieții? 2. Cât de credincioși sunteți în lucrurile care nu se văd? Credeți în Isus că poate să ierte păcatele? Credeți în Isus că poate să vindece bolile? Treceți peste toate dificultățile pe care viața sau oamenii vi le pun în fața viselor dumneavoastră, sperând că așa se va întâmpla cum sperați și credeți dumneavoastră, sau sunteți oameni care renunțați la prima barieră care vă apare în cale? Observați vă rog, că Domnul Iisus Hristos uh, remarcă și apreciază credința acestor oameni pentru că a fost într-adevăr o credință minunată. Uh, privind la cealaltă categorie de oameni, observăm că nu numai că nu au avut credință, dar ei au fost necredincioși. Iar necredința lor i-a expus la comportamente care au dovedit ură, răutate și indiferență Biblia ne spune că au cârtit la afirmația Mântuitorului întrebând cine este El să ierte păcatele ei au cârtit și au criticat ei au cârtit și au criticat pentru că ei nu l-au apreciat ei nu l-au acceptat și nu l-au confirmat pe Isus ca și învățător în Israel și dacă n-au suportat persoana lui, nu au suportat nici slujirea lui pentru că ei nu au confirmat Calitatea lui de învățător au contestat slujirea, vindecarea și tot ceea ce el a făcut. Iată, dar un nou contrast în prezența lui Sus, pe lângă interes și, de și dezinteres, credință și necredință. Apropiindu-mă de încheiere, vorbesc despre al treilea contrast, mântuire și vindecare. Observați că cei patru l-au adus pe omul bolnav în prezența lui Isus să fie vindecat. El era paralizat. Și ciudat este faptul că Isus îi spune, omule, păcatele sunt iertate. În loc să-l vindece, îl iartă. Dar el nu de iertarea păcatelor avea nevoie. Cel puțin așa au văzut oamenii care l-au adus. Observați că oamenii au această predispoziție de a se ocupa de lucrurile pământești doar și de lucrurile de moment. Ei nici nu s-au gândit că omul acesta este un om păcătos, că datorită păcatelor va merge în iad, că păcatele îl desparte de Dumnezeu și nici măcar Dumnezeu nu-l poate vindeca, pentru că păcatul omului este un zid între Dumnezeu și om. Care este concluzia? Concluzia este faptul că atunci când este un om păcătos, primul lucru pe care trebuie să-l facă este să se pocăiască de păcatele lui pentru ca Dumnezeu să ierte păcatele, mântuindu-l. Și după ce omului au fost iertate păcatele, apoi Dumnezeu poate să-i vindece trupul. Dar unui om cu păcatele neiertate, Dumnezeu nu-i poate vindeca trupul, fiindcă păcatele sunt un zid care desparte cerul de pământ pe Dumnezeu de om. Oamenii au cârtit, farisei au cârtit când au auzit afirmația lui Isus și Domnul a fost provocat să continue spunând, dar ca să știți că fiul omului are putere nu numai să ierte păcatele, ci și să vindece bolile, întorcându-se spre omul bolnav a continuat să spună, Ridică-ți patul, du-te acasă, umblă, fi sănătos. Și omul acela, pur și simplu în mod inexplicabil, printr-o putere a lui Dumnezeu nevăzută, s-a făcut sănătos. Vreau să vă întreb acum înainte să închei. Noi toți dorim vindecarea, dar unde este interesul pentru împărăția lui Dumnezeu și credința în Isus Hristos? Pentru că acești doi factori, interesul pentru mântuirea Sufletului, pentru împărăția lui Dumnezeu și credința în Isus Hristos, conduc la vindecare și la iertarea păcatelor. Stimați prieteni, și dumneavoastră sunteți muritori ca mine. Probabil la noapte mâine sau peste 50 de ani vom pune mâinile pe piept cu problemele vieții și familiei rezolvate sau nerezolvate, trecând de 70 de ani și sătui de viață sau poate prematur, deja tânări și lăsând copiii în urmă mici, încă necrescuți. Indiferent când se va întâmpla lucrul acesta, unde te vei duce când vei muri? În iad sau în rai? Știu că trupul se va duce în țărână, al tuturor se duce în țărână, dar unde se duce sufletul? De ce mor oamenii? Pentru că iese sufletul din trup. Unde se duce sufletul? În iad sau în rai? Cartea aceasta vorbește despre aceste lucruri și în dimineața aceasta mi-am permis, în numele Domnului și în baza calității de preot al lui Dumnezeu, să vă spun aceste cuvinte. Vreau să mă rog pentru sufletul dumitale, să iei decizia, să ai interes pentru propriul suflet și pentru împărăția lui Dumnezeu, să crezi în Domnul Isus și să ai păcatele iertate și trupul vindecat, iar membrii familiei alături de Dumneata să-L slujească pe Dumnezeu Dumnezeu până când El se va întoarce în slavă să ne ducă acasă. Vreau să mă rog, vreau să mă rog pentru Dumneata și pentru toți oamenii care sunt în fața micilor ecrane astăzi ascultând mesajul acesta. Nu rugăciunea mea va rezolva problema, ci credința dumitale în Isus. Tată care ești în ceruri, în numele Mântuitorului stăm în fața Ta, mulțumitor că ne-ai dat viață și că ne-ai păstrat cu viață până astăzi. Doamne, mulțumim din inimă pentru că ne-ai dat cuvântul Tău. El ne vorbește despre faptul că aștepți de la noi să avem interes pentru propriul nostru suflet și să credem în planul tău de mântuire pe care l-ai pregătit, murim pe crucea de pe Golgota pentru ca să ne mântuiești, să ne ierți păcatele, să ne vindeci și să ne duci în slavă. Mă rog pentru toți oamenii care astăzi ascultă Evanghelia ta, binecuvintează-i cu înțelegerea acestei Evanghelii, binecuvintează-i cu credință prin auzirea acestei Evanghelii și binecuvintează-i, Doamne, cu aplicarea acestei credințe pentru ca să devină mântuiți și să meargă în împărăția ta binecuvintez în numele Tău și îți mulțumesc că ne-ai ascultat, Tată, Fiule și Duhule Sfânt. Împreună să spunem Amin. Stimați telespectatori, până data viitoare, când ne vom revedea cu ajutorul lui Dumnezeu, vă binecuvintez pe dumneavoastră și casele dumneavoastră. Rămâneți cu bine!